Marșul pentru viață, așa cum îi spune numele, se adresează la niște valori morale universale. Marșul pentru viață nu exprimă altceva decât, pe de o parte, dorința de a afirma dreptul la viață a oricărei ființe umane, indiferent de vârstă sau stadiu în care se află, în al doilea rând de a exprima solidaritatea față de cei care se află într-un moment greu existențial și să arătăm că suntem alături de ei, nu numai cu vorbele, și în același timp este și un mesaj de a arăta că o ființă umană există din momentul concepere și ea trebuie să fie protejată. Și mai sunt și alte mesaje pe care le transmite. Cu alte cuvinte, față de simbolistica pe care o lansează alții, în care se spune că totul este permis, Marșul pentru Viață lansează o altă simbolistică. Lansează o simbolistică bazată pe iubire, pe iubirea aproapele, pe iubirea ființei umane și este foarte necesar în condițiile în care vedem că societatea este clivată, că în societate avem numai mesaje de confruntare, de ură și de frică, trebuie să venim cu acest mesaj în care să spunem: noi suntem împreună, suntem în comuniune, noi suntem o colectivitate, mare sau mică, o să vedem, care vrem să promovăm aceste mesaje, care sunt de fapt mesaje de iubire, de fericire, cum să ne găsim și, spun, și de comuniune, de a fii solidar cu cel care se află într-un moment greu și nu formal, ci în mod real, el să simtă afecțiunea noastră pentru el și iertarea noastră pentru el. Nu putem să fim indiferenți față de abuzul care se poate face împotriva unor ființe care nu pot vorbi. Lumea trebuie să participe și să fie vorbitori în numele celor care nu pot vorbi. Lumea trebuie să participe pentru că este o problemă de responsabilitate, responsabilitate pentru prezent, responsabilitate pentru viitor și atunci trebuie să-și asume responsabilitatea. Și lumea trebuie să participe pentru a arăta că nu suntem indiferenți unul față de ceilalți, că nu suntem într-o găoace, nu suntem într-o geodă în care suntem singuri, că nu putem să trăim decât dacă interacționăm și această interacțiune trebuie să fie făcută pe toleranță, pe iubire și pe credință.